Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă Aceasta este o înregistrare audiocărți.eu Am ci că era odată într-o țară un crai care avea trei ficiori și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai îndepărtată și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat și împăratul verde nu avea ficiori, ci numai fete. Mulți ani trecuseră la mijloc de când acești frați nu mai avuseseră prilej a se întâlni amândoi iar verii, adică feciorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Și așa veni împrejurarea de nici împăratul verde nu cunoștea nepoții săi, nici craiul nepoatele sale. Pentru că țara în care împărățea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului și crăia istuilalt la altă margine. Și apoi, pe vremurile acelea, mai toate țările erau bântuite de războaie grozave. Drumurile pe ape și pe uscat erau puțin cunoscute și foarte încurcate. Și de aceea nu se putea călători așa de ușor și fără primejde ca ziua de astăzi. Și cine apuca să duce pe atunci într-o parte a lumii, adeseori dus rămâne până la moarte. Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba și să începem a depăna firul poveștii. Amu, cic împăratul acela, aproape de bătrânețe, căzând la zăcare, o scris frățâne Craiului să-i trimită grapnic pe cel mai vrednic dintre nepoți, ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată cheamă tu trei ficiori înaintea sa și le zise. Ia ca ce-mi scrie frățâne meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăție peste o țară așa de mare și bogată ca aceea? Are voie din partea mea să se ducă ca să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru. Atunci, feciorul cel mai mare e îndrăzneală și zice. Tată, eu cred că mimi mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie, ca să și pornesc fără zăbavă. Bine, dragul tati, dacă te bizuiești că ai putea răzbate până acolo și crezi că ești în starea cărmui și pe alții, alegeți un cal din herghelie, care vrei tu. Ieți bani cât s or trebui haine care ți ori plăcea, armii care crede că vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu. Atunci, ficiorul craiului își e cele trebuitoare, sărută mâna tătânesu, primind carte de la dânsu către împăratul, zice rămas bun frațelor săi și apoi încalecă și pornește cu bucurie spre împărăție. Craiul însă, vrând să-l ispitească, taci molcom și prin zerate, se îmbracă pe ascuns într-o piele de urs, apoi încalecă pe cal iese înaintea ficiorul s-o pe altă cale și să bagă sub un pod. Și când se treacă fiii sub pe acolo, numai ia ca la capătul podului îl întâmpină un urs mormăind. Atunci calul fiului de grai începe a sări în două picioare, fărăind și cât pe ce să izbească pe stăpânsul. Și fiul craiului, nemai putând struni calul și neîndrăznind a merge înainte, se întoarnă rușănată înapoi la tatăsu. Până să ajungă el, craiul pe de altă parte și-a ajuns să se acasă. Dăduse drumul calului, îndosese pielea ce de urs și aștepta acum să vii ficiorul Și numai ia că îl și vede vind răpide, dar nu așa după cum se duseze. Dar ce ai uitat, dragutate, de te-ai întors înapoi?" zise craiul cu mirare. Asta nu-i semn bun, după cât știu eu. De uitat n-am uitat nimic tată, dar ea, prin dreptul unui pod mi a ieșit înainte un urs grozav care m-o vărătă în toți păriețe." și cum are ce scăpând din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc la Dumnezeu acasă, decât să fiu pradă fiarelor sălbatici. Și de-am înainte, ducă să din partea mea cine știe, că mie unuia nu-mi trebuie nici împărăție, nici nimica. Doar n-am trăit cât lumea ca să-mi moștenesc pământul. Despre asta bine echitit chitit-o, dragutate. Să vede lucru că nici tu nu ești părat, nici împărăția pentru tine. Și decât să încurci numai așa lumea, mai bine șez de-o parte, cum zici, că la domnului. La de fi, broaște sunt destule. Nu mai aș vrea să știu cum rămâne cu tu. așa e că ne-am încurcat în slăbiciune. Tată, zise atunci ficiorul cel mijlociu, să mă duc eu dacă vrei. Ai toată voia de la mine, fătul meu. Dar mare lucru să fie din nu-ți și so să iei cărările. Mă știi, pacatul, poate să-ți să înainte vreun iepuri ceva și popâc. Mă-i cu tine acasă ca și cu frate tu. Și apoi atunci rușinea ta nu fi proastă. Dar dă, cearcă și tu să vezi cum ți-o norocul. Vorba aceea, fiecare pentru sâne, croitor de pâni. De izbuti, bine de bine. Iar din nu, o mai pățăți și alți voi ca tine. Atunci ficiorul cel mijlociu, pregătindu-și cele trebuitoare și primind și el carte din mâna tată su către împăratul, își e ziua bună de la fraț și a doua zi pornește și el. Și merge el și merge până ce noptează bine. Și când prin dreptul podului, nu mai ia caș ursul. Mor, mor, mor. Calul fiului de crai începe o sfărâi, a sări în două picioare și a dat înapoi. Și fiul craiului, văzând că nu-i lucru de șagă, se lasă și el din părăție și cu rușine se întoarce înapoi la tată sua acasă. Craiul, cum îl vede, îi zice, ei, așa e dragul tati, așa că s-o împlinit vorba aceea, apără mă de găin cât de când nu mă tem. Ce fel de vorbă e asta, tată? zise fiul surușinat. La dumneata urșii se cheamă găini? Baia! acum cred eu frățânii meu, că așa urs o știre întreagă este în stare să o zdrunșine. Încă mă mir cum am scăpat cu viață.